E eu cred. Bună ziua! Ce cositoare frumoasă! Bună ziua! Și metalică și voluminoasă! Ho-ho! Ați putea să treceți cu ea pe lângă rezervor? Aș putea, dar trebuie să am un motiv bun! Eu cred. Acum. S-a mișcat. Casca îl trage. Pe aici e drumul. Eu cred. Acum! Bună ziua! Ce cositoare frumoasă! Bună ziua! Și metalică și voluminoasă! Ho-ho! Ați putea să treceți cu ea pe lângă rezervor? Aș putea, dar trebuie să am un motiv bun! Eu cred. Întuneric și miros urât, dar este unica speranță pentru eliberarea regelui din mâinile șobolanilor. Trebuie să-l includ imediat în plan Perexio. Mă întorc. Într-adevăr, crește repede. În sfârșit! Primare, fii atent! Eu cretez, voi tăbără asupra ta ca un tunet! Tâlharule, voi spune tuturor adevărul! Va fi scandal! Oh, va fi! Mai bine mișcă-te! Imediat! Sigur vrei să ieși din joc? Totul e gata? Totul e pregătit? Prin urmare, rămâne să pândesc și să aștept ceremonia încoronării. Sper că Rexio se va descurca. Normal, sper că primarul va purta niște indispensabili pe sub acest costum, pentru că altfel va fi scandal în media.
Compresorul funcționa. Dacă Rexiu ar fi intrat cu mașina în cuibul șobolanilor și ar fi luat așa numitul cauciuc, ar fi putut să umfle roata. Rexiu a deșurubat capacul și a lăsat să curgă apa din rezervorul principal. Rexiu a mișcat roata, dar nu s-a urnit. Ecluza închisă cu plasa a blocat întregul mecanism. Rexiu a dezlipit plasturele. Dincolo de fantă curgea apa. Ecluza s-a deschis. Rexiu a tras din gaură un obiect care s-a dovedit a fi vechiul colac de salvare umflat. Rezervorul mai mic s-a umplut încet cu apă. Pe coada mea cheală, ce se întâmplă aici? Mi s-a părut că aud un foșnet. Stai! Rexiu nu a așteptat să vadă cum evoluează evenimentele și s-a ascuns într-un loc sigur. Pe coada mea cheală, ce se întâmplă aici? Mi s-a părut... Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Rexiu a ridicat foarfecele de pe podea și l-a băgat în buzunar. Tu ești regele cărtițelor? Da, sunt! Sau mai degrabă, am fost! Prin urmare, nu m-am detronat și îndemnițat! Sunt Rexiu, am venit aici să te eliberez! Da, mă eliberează! Ura! Liniște, comportă-te normal! Da, da, comportare normală! Comportarea normală! Înțeleg! Ajutor! Șobolanii vor să preia puterea asupra orașului! Acești șobolani să-i încercuim! Trebuie să-i reținem! Mă străduiesc! Pe coada mea cheală, ce se întâmplă aici? Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Rexiu a ascuns fluturile în buzunar. Poate îmi va fi de folos pentru a deschide supapa, gândi el. Așa am gândit? Așa ai gândit? Rexiu a hotărât să umfle colacul de salvare. Din păcate,
Colacul era găurit, iar aerul ieșea din el. Rexiu a lipit cu plasturele gaura din colacul de salvare. Rexio a pus supapa colacului de salvare în dreptul ventilatorului și aceasta se umflă. Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Capacul era avariat, îi lipsea fluturele. Rexiu a scos din buzunar fluturele și a reparat supapa. Pe coada mea chiar! Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Ecluza s-a deschis. Rexiu a răsucit supapa și imediat rezervorul principal a început să se umple cu apă. Pe coada mea! Ecluza s-a deschis. Nu te grăbi! Ce? Încetişor? În liniște! Încep să mă plictisesc! Numai? Vorbesc singur! Rexio l-a lăsat pe rege la etajul inferior.